Ocupanta locului 6, CSM Târgoviște, a pierdut locul 5 din clasament pe ultima 100 de metri a sezonului oficial, pierzând meciul decisiv cu formația CSM București, care s-a impus cu 3-0. Evoluția din acest sezon a fost una mulțumitoare, care s-a încadrat în graficul trasat de conducerea clubului târgoviștean. Astfel, elevele lui Alexandru Iuhas au putut pleca fericite în vacanță, urmând să revină pe teren din luna octombrie, când se vor pregăti pentru duelul din Cupa României cu Unic Piatra Neamț. Iată programul complet al Cupei României. În cazul în care CSM Târgoviște va trece de formația Unic Piatra Neamț, va înfrunta în faza sferturilor de finală pe Dinamo Romprest București. Surpriza neplăcută pentru echipa CSM Târgoviște vine din campionat, urmând să se deplaseze la CSM București pe 15 octombrie pentru a susține prima etapă din Divizia 1. Iată programul primei etape din Divizia 1.